găsit la emisiunea Vocile Iașiului. Parlamentul European a aprobat pentru Republica Moldova acest sprijin financiar, 100 de milioane de euro pentru refacerea țării economică și politică. Vorbim despre acest subiect împreună cu Andrei Năstase, președintele Platforma Demnitate și Adevăr, partid politic din Republica Moldova. Bine ați revenit la emisiunea Vocile Iașiului. Bine v-am găsit. Ați fost de altfel de recent. Între timp a avut loc acest eveniment extrem important, de altfel. Știu că ați fost la Strasburg în momentul în care parlamentarii europeni au aprobat această asistență macrofinanciară, cum sună denumirea asta oficială. Spuneți-ne puțin care este scopul și cum ați văzut dumneavoastră de acolo, de la Strasburg, acest vot pentru asistență. Da, sprijinul Uniunii Europene este mult mai mare decât cele 100 de milioane de euro. Acum a venit rândul celor 100 de milioane ca și finanțare macroeconomică. Asta însemnând finanțare a câtorva domenii importante, vitale pentru Republica Moldova, și anume este vorba de consolidarea statului de drept, de respectarea drepturilor omului, se vorbește despre o bună guvernanță, dar acest vot, această rezoluție, ce este important să se cunoască și în România și în Republica Moldova, vine ca o noutate, o noutate sub aspectul condiționalităților care au fost impuse prin această rezoluție. Dacă până nu demult Uniunea Europeană acorda bani Republicii Moldova, uneori neurmărind cu atenție ce se întâmplă cu acești bani, și acolo sunt forțe politice pretins pro-europene, dar care au știut în permanență să sifoneze banii europeni și să facă totuși cu alte interese în Republica Moldova. Eu am fost la Strasburg. Aceasta a fost o necesitate din punctul de vedere al opoziției de la Chișinău, pentru că s-a făcut foarte mult lobby din partea guvernării cleptocratice de la Chișinău, cele care a făcut ca prin Republica Moldova să se spele 30 de miliarde de dolari ale mafiei rusești, o guvernare care a reușit performanța de neîntrecut de a jefui Republica Moldova de 1 miliard de dolari din cele 2,7 miliarde pe care le avea în vestieria statului. O guvernare care a făcut ca în Republica Moldova ponderea vectorului european să se reducă de la 73% până la 37%. Teoretic, numai o secundă, teoretic, asistența aceasta macrofinanciară de 100 de milioane nu va fi acordată, de fapt nu e teoretic, nu va fi acordată toată suma odată. Dar vor fi mai multe tranșe. Există mai multe tranșe. Iar asistența aceasta, teoretic, se acordă sau ar trebui să sprijine angajamentul Republicii Moldova pentru susținerea mai multor tipuri de valori. Și sunt trecute așa. Un management corect al finanțelor publice, exact. Lupta pentru, sau lupta împotriva corupției și spălării banilor, depolitizarea administrației publice, statul justiție independentă sau statul de drept și libertatea presei. Exact. Iată, la aceste capitole noi adică șchiopătăm. Dacă un capitol din acesta scârție, nu se mai acordă tranșa următoare sau cum am se dă? Am să-i explic. Deci, spuneam de ce a fost nevoie să merg la Strasburg, acolo unde s-a votat această rezoluție, pentru că guvernarea ar fi vrut ca finanțarea să se producă necondiționat și a făcut în acest sens foarte și foarte mult lobby. Plahotniuc, cel care controlează absolut tot în Republica Moldova, și justiția, și presa, și instituțiile de drept și de reglementare, absolut totul, a făcut pe banii furați de la cetățenii Republicii Moldova, a făcut lobby la Strasburg, din păcate și pe lângă europarlamentari români, pentru a obține această finanțare, care înseamnă 60% înseamnă credit, iar 40% înseamnă grant, să obțin această finanțare necondiționat. Când spuneți dumneavoastră că nu se va acorda nicio tranșă dacă nu vor fi respectate aceste condiționalități, da, de această dată și am confirmarea oficialilor din cadrul Comisiei Europene, care este executivul, exact, că atunci când vor evalua lucrurile în Republica Moldova și vor constata că nu merg atât de bine cum
le descriu guvernanței, atunci nu vor vedea niciun fel de tranșă. Și iată că acest efort, eu spun că a fost un efort al opoziției și nu a fost inutil, pentru că, așa cum spuneam, 60% din aceste finanțe sunt credite pe care va trebui să le întoarcă generațiile actuale și chiar generațiile viitoare. Și noi nu avem dreptul să împovărăm generațiile noastre cu credite pe care guvernarea, în loc să le implementeze sau să le folosească în a depolitiza justiția și administrația, în a întări statul de drept, în a face mai bună guvernanță și a transparentiza procesul decizional, se ocupă de propriile interese, de interesele partidice și de gașcă. Credeți că este posibil ca acest sprijin, această asistență de 100 de milioane de euro să vină în sprijinul celor care conduc Republica Moldova acum, în acest moment? Întâi de toate, această finanțare nu se va produce mai înainte decât decembrie, anul curent. Se va produce în tranșe. Un lucru foarte important pe care trebuie să-l menționăm este că pentru prima oară se creează deja un precedent, deși nu este scris în corpul acestei rezoluții, dar este menționat într-o anexă la aceasta. Este vorba despre un statement comun între Comisia Europeană, Consiliul Europei și Parlamentul European, care spun foarte clar că recomandările Comisiei de la Veneția cu privire la modificarea sau schimbarea sistemului electoral proporțional de care ne conducem astăzi în Republica Moldova, într-un sistem electoral mixt propus de Dodon și promovat intens de binomul Plahotniuc-Dodon. Deci mix, însemnând jumătate majoritar și jumătate proporțional, de fapt așa cum s-a întâmplat în România și dumneavoastră ați renunțat la acest model. Iată că recomandările Comisiei la Veneția spun nu unui asemenea model și instituțiile europene, Comisia, Parlamentul și Consiliul European au spus și ele nu acestui sistem și au condiționat venirea celor 100 de milioane de euro de respectarea în plenitudinea ei a recomandării Comisiei de la Veneția. Ce se întâmplă la Chișinău astăzi, se produce același lucru cum s-a produs cândva în Ucraina în 2011, când renumitul Ianukovici, astăzi ascuns prin Rusia, atunci când a constatat că nu trece în Parlamentul Republicii Moldova într-un sistem proporțional, a modificat sistemul. Exact așa se produce în Republica Moldova, în Chișinău, acolo unde Plahotniuc, un Ianukovici de pe bâc, un Ianukovici din Chișinău, simțind că nu are posibilitatea să treacă în Parlament prin sistemul proporțional, acolo unde reprezentativitatea alegătorului este mult mai largă, și atunci schimbă sistemul în înțelegere de cartel, în înțelegere de cooperativă cu Igor Dodon, președintele pro-rus ales în iarna anului trecut. Cum va face Comisia Europeană, din ce știți dumneavoastră, cum va face monitorizarea? Cum va urmări să vadă, de exemplu, dacă... Bun, poate încep deja. Da, cât privește mecanismul acordările tranșelor și ulterior. Nu vor începe acordările tranșelor, pentru că Comisia Europeană și-a propus în cel mai scurt timp să elaboreze un mecanism real de evaluare, nu așa cum se întâmpla până în prezent. Se primeau rapoarte din partea guvernării, se citeau și se acordau alte tranșe. Acum va fi mult mai riguros și v-am spus că am primit asigurările și am avut o discuție și chiar și cu vicepreședintele Parlamentului European, Pavel Telișca. Am avut discuții la nivelul șefilor familiilor europene, a celor de la PPE, a celor de la ALDE, și am primit asigurări că acest lucru nu se va produce decât în situația în care se vor vedea rezultate palpabile în ce privește domeniile pe care le-am enunțat anterior. Deci eu cred pe cuvânt și pe litera scrisorilor formulate în Occident, vom ajunge și vom vedea înțelegerea greșită a multor eurodeputați, a multor funcționari din Europa, a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova este una regretabilă și cu atât mai regretabil este faptul că mulți eurodeputați români, și mă refer aici nu numai la o categorie sau numai la un grup de eurodeputați sau la un partid, dar mulți dintre ei nu înțeleg în
profunzimea lor lucrurile care se produc în Republica Moldova. Spre exemplu, am avut o discuție cu cineva care spunea, domnule, dacă nu dăm bani, Republica Moldova se duce în brațele lui Putin. Republica Moldova se duce în brațele lui Putin pe banii europeni. Asta trebuie să fie clar. Și pe bani românești. Pe investițiile făcute de România, s-au făcut foarte multe finanțări și eu am lăudat modul în care se fac finanțările din partea României, dar iată, pe aceste finanțări, cu o guvernare pretins pro-europeană la Chișinău, cleptocratică, oligarhică, Republica Moldova se îndreaptă tot mai rapid și mai rapid în zona de influență a Rusiei. Iată de ce aceste condiționalități ar face bine să facă presiune pe guvernarea de la Chișinău să se apuce de reforme reale, nu mimate, nu scrise pe hârtie, reforme în interesul cetățenilor, să aducă bunăstarea în Republica Moldova, să aducă, noi vorbim tot timpul de consolidarea statului de drept, dar noi uităm că în Republica Moldova el nu există, pur și simplu. El trebuie pur și simplu de început să-l construim, acest stat de drept, și nu avem ce consolida. Dar e un mod a spune. Deci cam asta ar trebui să se întâmple cu condiționalitățile impuse de forurile europene. Din punctul dumneavoastră de vedere, 100 de milioane de euro este suficient? Nu, am zis de la bun început, este doar o parte din angajamentul făcut de Uniunea Europeană. Sigur că Republica Moldova, după ce a fost jefuită de guvernările pretins pro-europene, conduse de Leancă, de Gaburici, de Plahotniuc, Ghimpu, Filat, sigur că după ce a fost furată de $1 miliard, o duce nu prea bine, o duce chiar prost de tot, și 100 de milioane nu este salvarea, dar este ceva. Una să ia 100 de milioane și alta să nu ia acele 100 de milioane. Altceva cum vor fi cheltuite aceste sume. Pentru că, din păcate, în țara noastră sau Republica Moldova a fost adusă pe linia de faliment și în momentul de față mă tem că, la fel ca și până nu de mult, resursele venite din Europa vor fi direcționate către salarii, către plata salariilor, către plata pensiilor, niște salarii și pensii care în mod normal ar trebui să fie construite sau clădite din contribuțiile oamenilor, din contribuțiile agenților economici și așa mai departe. Din păcate, în ultima perioadă de timp avem cu 74.000 de contribuabili mai puțin. Asta numai pe parcursul ultimei perioade, ca să nu mai vorbesc de situația că s-au pierdut peste 300.000 de locuri de muncă și nimeni nu s-a apucat să le, cum să spun eu, să creeze din nou locuri de muncă. Din punctul dumneavoastră de vedere, la ce vă referiți atunci când spuneți că ceilalți, mulți eurodeputați, inclusiv români, deci nu vorbim despre partide, nu s-au cunoscut foarte puține lucruri din păi, e simplu ce de se tot, întâmplă în Republica Moldova. Și oamenii care... Nu este posibil să fie, numai o secundă, nu este posibil să fie acel tip de judecată pe care îl are orice om politic aproape din orice țară, da, când se referă la altă țară, să-și spună, în regulă, au nevoie de acest sprijin financiar, nu prea ne interesează foarte mult ce se întâmplă în interior, pentru că în fiecare țară și la mine în țară și toți fură, da, sunt probleme de acest tip, interpretări și așa mai departe. Și atunci să privească problema macro și să spună oamenii până la urmă au nevoie, dincolo de conflictele politice. Da, este adevărat, se tratează destul de ușuratic, chiar pot să spun asta, ușuratic se tratează problema. Eu m-am pomenit cu oameni care decid, da, care chiar decid asupra milioanelor venite în Republica Moldova, că n-au fost măcar de foarte mult timp n-au mai fost în Republica Moldova. Păi, realitățile nu le poți lua de la televizor și din mass media, pentru că această mass media este controlată, trebuie să știți, în proporție de 90% de același individ, Plahotniuc, care controlează statul, care a capturat statul, vorba lui Youngland, secretarul general al Consiliului Europei. Deci, documentarea noastră trebuie să se producă la modul direct, să se vină să vorbească, să se vorbească cu oamenii, să se vorbească cu opoziția democratică de acolo, să se vorbească, de ce nu, cu mediul academic. Dar așa, dacă de la distanță noi vom spune, domnule, dacă nu dăm bani, vin rușii, este o greșeală enormă. Este o greșeală enormă pentru că problema intrării Republicii Moldova în zona de influență a Rusiei este o problemă mare și ea trebuie tratată cu acuratețe. Să vedem dacă nu cumva e pe invers. Ceea ce am făcut noi până acum a condus la a ajunge să avem un președinte pro-rus.
susținut, se știe foarte bine, în campania prezidențială, anume de cel care pretinde că este pro-european, Plahotniuc. Dacă nu cumva la următoarele alegeri, prin modificare de sistem pe care inclusiv foarte mulți sau o parte din eurodeputații români au spus, domnule, dar este un drept suveran. Este un drept suveran al Republicii Moldova, dar trebuie să ținem cont de precedente, trebuie să ținem cont ce s-a întâmplat în România când dumneavoastră după două cicluri ați renunțat la acest sistem electoral, ce s-a întâmplat în Ucraina când după introducerea acestui sistem care a înlocuit proporționalul, a urmat Maidanul, a urmat un război civil. De ce? Pentru că în Parlamentul sau în Rada Supremă a Ucrainei au venit oameni fără sprijin popular. Au venit prin fraudă, au venit prin, iată, această manipulare prin sistem electoral și acea masă critică care își dorea totuși integrarea în europeană, își dorea încheierea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană, a răbufnit, a ieșit în stradă și s-a revoltat. Să nu se întâmple și la Chișinău, când iată, suntem pe drumul ca să aducem în Parlamentul Republicii Moldova o majoritate prorusă, o majoritate controlată de Dodon, care a declarat-o răspicat că atunci când își obține majoritatea în Parlament, va face tot posibil pentru a denunța acordul de asociere. Ce vom face noi? Masa critică de oameni care își dorește civilizație, își dorește stat de drept, își dorește libertate de exprimare, libertate de informare. Vom fi nevoiți să ieșim în stradă. Și asta se întâmplă la granița de est a Uniunii Europene și a NATO. Este un subiect foarte, foarte sensibil și este o zonă destul de sensibilă care trebuie tratată cu mai multă responsabilitate. Și în primul rând de politicienii de la București și cei care ne reprezintă la Bruxelles sau Strasburg. Iată de ce fac apel și pe această cale către decidenții de la București să intră în comunicare cu opoziția de la Chișinău. Noi nu avem o comunicare serioasă cu instituțiile române. Comunică doar oficial? Instituție cu Ministerul de Externe, cu Ministerul de Externe? Sau nici măcar asta? Eu vorbesc acum de comunicare dintre cei care vor binele acestei țări și mă refer aici la cele două maluri și nu numai la unul. Și dacă acest lucru nu se va întâmpla cât de curând, ne vom pomeni cu Parlamentul Republicii Moldova plin de dodoni. Și atunci vom strânge din umeri. Vom constata că prin inacțiunea noastră ne-am făcut complicitari la ceea ce s-a întâmplat, dar cine ne va judeca? Cine va suporta toată această atitudine? Cum ar putea suna criteriile pe care le va urmări, de exemplu, cei de la Comisia Europeană atunci când vor trebui să monitorizeze, să evalueze cum desfășoară activități Republica Moldova în zona aceasta a justiției independente și ce ar trebui făcut Până nu de mult, dar până în prezent, dar cred că și pentru viitor, guvernarea de la Chișinău va continua să prezinte lucrurile ca și făcute doar prin adoptarea unor legi. Am adoptat o lege, iată, am îndeplinit programul. Fals. Deci Uniunea Europeană, în mod normal, trebuie să urmărească implementarea celor legi euroconforme, să avem, spre exemplu, dacă vorbim despre justiție, să simțim acest lucru în actul de justiție, nu pe hârtie, dar în actul de justiție. La ce vă referiți când spuneți în actul de justiție? Cine merge astăzi, încrederea în justiția moldovenească o au, cred că, 5% cei care reușesc să dea șpagă la timp. Deci trebuie să avem o creștere a credibilității justiției noastre, așa cum s-a produs la București. Justiția era la pământ, acum se află la un loc mult mai înalt. Deci, dacă vorbim de ceva palpabil, atunci trebuie să-l simt. Oamenii, cetățenii trebuie să-l simt. Atunci când merg în justiție, să aibă garanția că se întorc de acolo cu o hotărâre dreaptă. Sau, dacă vorbim de transparență sau despre libertatea presei. Exact. Despre ce fel de libertatea presei vorbim dacă 90% este monopolizată și transformată într-o bâtă împotriva oponenților politici. Eu sunt linșat mediatic zilnic. Goebbels se odihnește atunci când ar vedea Publica TV sau când ar vedea Prime, posturi de televiziune care retransmit Prime, spre exemplu, retransmite propaganda rusească. Și cel de la Chișinău care pretinde că este pro-european vine și ne face lege antipropagandă. În timp ce ne vorbește de legea antipropagandă, canalele controlate de el face propagandă pentru Putin. Deci, dacă nu vom veni să ne documentăm, să stăm, spre exemplu, la hotel,
vorbesc acum un caz cât se poate de rudimentar, dacă vreți, nu știu, vii la hotel, eurodeputat român sau funcționar român, te așezi în fața televizorului și vezi niște canale de televiziune și vezi ce transmite ele acolo și vei constata că propaganda rusească este transmisă de canal de Prime TV. Și te vei duce să te vei documenta să vezi cine este cel care controlează acest sau deține acest canal. Și vei afla că acel canal este cel care controlează tot statul și pretinde că este pro-european, Plahotniuc. Și atunci îți vei face notițe și vei spune, domnul Plahotniuc, când vii la Bruxelles sau când vii la Strasburg și ne aburești pe noi cu o lege antipropagandă rusească, trebuie să mai scrie acolo că de fapt propaganda rusească este promovată în Republica Moldova chiar de tine. Da? Și nu să-ți iei notițele din rapoarte venite, fie în cel mai bun caz de la ambasadorul României la Chișinău. Deci, foarte, foarte serios mă adresez pe această cale, pentru că nu am prea multă ieșire în presa din România, mă adresez decidenților din România. Mai multă responsabilitate în ce privește Republica Moldova. E târziu, mâine va fi foarte târziu. Asta ar fi un mesaj pentru politicieni. Acum pentru cetățenii de rând sau pentru cetățeni. Cei care nu sunt în politică. Nu care decide. Nu sunt în politică și sunt sigur că au nevoile lor și preocupările lor și mai puțin îi interesează ceea ce se întâmplă peste Prut. Este bine să vă documentați și atunci când îl aveți pe un decident de la București, să-l puneți în fața unor întrebări. Dom'le, dar iată, am văzut asta, dar cât de mult vă implicați dumneavoastră, de la un partid altul sau al treilea. Dar haideți să vedem în afară de agenda internă. Vă gândiți cumva și la celălalt teritoriu, la cealaltă parte a Prutului. Deci, cred că trebuie să avem mai multă implicare de la opincă la vlădâcă. Dacă... Astfel de abordări, cât vi se pare de, și cu asta ne îndreptăm spre final, cât vi se par de nimerite, având în vedere următorul aspect. Aproape orice luare de poziție pro-Republica Moldova de către unii oameni politici, cu mai multă sau mai puțină putere, nu are importanță de decizie, din România, sunt interpretate imediat de propaganda, cum spuneți, pro-rusă, ca amestec, genul de amestec de a României în treburile interne ale altui stat și își urmărește alte interese. Nu cred că aveți dreptate atunci când spuneți că nu contează cât de multă putere are aici, pentru că este una când vine un președinte al României și face o afirmație și asta e alta când vine cineva care nu deține nicio funcție în stat. Și atunci cei care nu dețin o funcție în stat, cred că ar fi bine să se abțină decât să facă figurații pe la Chișinău, pentru că într-adevăr alimentează această propagandă și exact. Îl face pe Dodon să crească ca pe drojdie și forțele pro-ruse. Să știți asta. Ei, o altă parte a medaliei este că cel care deține funcția de președinte, de președinte al Parlamentului, de președinte al Senatului, de prim-ministru, cred că ar trebui să aibă, pe lângă faptul că am înțeles că se edifică asupra unor proiecte serioase de țară, cred că ar trebui să existe și o mai bună comunicare. Înțeleg anumită reticență impusă poate de, nu știu, de Europa. Dar totuși responsabilitatea față de Republica Moldova este una aparte și cred că mesajele trebuie să continue. Nu în forma în care s-au produs anterior, nu în forma unor diletanți sau nu în felul în care le emit unii indivizi care chiar nu prea le au cu realitățile de la Chișinău și am să vă spun, am citit ieri un articol mai vechi, pentru că ne apropiem. Da, un fost jurnalist de la un post de televiziune zice că, domnule, putem să facem unirea chiar din 2018. Păi când spui chestia asta și știi că nu este nimic fundamentat, dar absolut nimic fundamentat, nu faci... gaz pe foc. Să aruncă gaz pe foc. De ce am face chestia asta? Doar dacă vrem rău Republicii Moldova. Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Andrei Năstase, președinte al Platformei Demnitate și Adevăr, partid politic din Republica Moldova. Așteptăm și opiniile dumneavoastră la adresa de e-mail a emisiunii Vocile Iașului, @digi24.ro sau pe pagina de Facebook, facebook.com/Vocile Iașului. Sunt Ovidiu Mihăiuc, ne revedem mâine de la 17:30. O seară cât mai bună vă urez!